La sfârșitul săptămânii trecute a avut loc la Gura Humorului cea de-a 34-a ediție a Festivalului Internațional de Film, Diaporamă și Artă Fotografică, Toamnă la Voroneț. În acest an, lucrările concurenților au fost înscrise la secțiunile Film Documentar Scurt și Mediu Metraj, Film Studențesc Scurt Metraj și Film Turistic Scurt Metraj. Juriul acestei ediții a fost format din actorul Alexandru Papadopol, producătorul și managerul TVR Iași Carmen Olaru, regizorul și criticul de film Laurențiu Damian, scriitorul și publicistul Liviu Antonesei și a fost prezidat de regizorul și scenaristul Cristi Puiu. Membrii juriului au apreciat calitatea festivalului. Am văzut o organizare foarte bună. Festivalul își acoperă în titulatura, chiar a fost internațional, am avut filme din Germania, din Spania, din Anglia, din România, din Republica Moldova. Primarul stațiunii Gura Humorului, Marius Rusaciuc, a promis că propunerile membrilor juriului pentru îmbunătățirea festivalului vor fi puse în practică la edițiile viitoare. N-am venit cu mâna goală, am venit cu Nea Petrică Boicu sau Moș Voroneț, nu? Ia uitați-l. Asta înseamnă tradiții, da? Petriconiu, da? Nea Petrică e prezent lângă noi la orice manifestare și el înseamnă tradiția vie care există în Bucovina. Se îmbracă așa și la biserică, se îmbracă așa și vara, și iarna, și primăvara. Și foarte mulți turiști își dau seama că aici sunt oameni care nu pentru festival vin la o gală a filmului, tocmai pentru că ăsta e portul nostru. Portul nostru național. Așa că, în speranța că zone ale acestui festival să reînvie. Și când spun asta, spun că avem 34 de ediții și la prima ediție era numai Diaporam. Și pentru că există încă oameni care pot să facă ceva pentru fotografia pe muzică, pentru simfonia pe care o poate aduce în spațiul ăsta bucovinean și Diaporama, speranța mea este că la anul ne vom focusa pe ceea ce vom discuta imediat, să fie scurtmetraj, să fie film turistic și așa vom face. Pe lângă competiția oficială, la Gura Humorului au avut loc proiecții de filme de valoare din cinematografia românească, lansări de carte, expoziții de artă fotografică, concerte, workshop-uri și conferințe. Organizatorii au anunțat că ediția jubiliară de anul viitor a festivalului Toamnă la Voroneț se va desfășura pe o durată de 7 zile.